Salutare, dragi prieteni! De data aceasta, emisiunea Oameni și Fapte vine aici la primăria Vetiș, aici unde vom sta de vorbă cu primarul comunei Vetiș, cu domnul Iuliu Ileș. Vom discuta cu el atât despre ceea ce s-a întâmplat în 2022 în această comună, despre bugetul pentru 2023 și care sunt investițiile care vor avea loc în acest an. Rămâneți alături de noi să vedem ce se va întâmpla în continuare. Dragi prieteni, ne aflăm în biroul primarului comunei Vetiș, domnul Iuliu Ileș. Domnul Ileș, bine v-am regăsit! Bine ați venit! A trecut ceva vreme de când a fost ultima dată la dumneavoastră în birou. Am discutat atunci despre situația din 2022. Cum a fost acum că a trecut 2022? Cum a fost anul trecut în ceea ce privește administrația comunei Vetiș? Pot să spun că a fost un an foarte bun. Noi am fi terminat dacă nu interveneam și alte lucruri. Mai târziu poate vorbim de ele. Sigur. Entuziasmați, într-un fel, pentru că am reușit să ducem, să îndeplinim obiectivele pe care ni le-am propus, să fim într-un rit bun al investițiilor pe care ni le-am propus să le facem în finalizarea infrastructurii comunei. În ce constau aceste lucruri? Am pornit pe baza unui contract licitat finalizat la sfârșitul anului 2021. În primăvara anului trecut am reușit să demarăm lucrările de modernizare la străzile care au mai rămas nemodernizate în localitățile Oar și Vetiș, pentru care am licitat un contract de execuție și pe care l-am demarat anul trecut. Bineînțeles, limitat la posibilitățile financiare doar, dar tot în același timp acest proiect, inclusiv acest contract, l-am depus pentru aprobare la finanțare în cadrul programului Angel Salini, lucru care s-a și întâmplat, acest proiect s-a aprobat. Acum suntem în curs de semnarea contractului de finanțare pentru programul Angel Salini. Două străzi s-au modernizat anul trecut din fondurile noastre, celelalte în număr de 4 în localitatea Oar și număr de 9 în localitatea Vetiș, urmând să fie finanțate prin Angel Salini. Prin acest proiect, practic reușim să finalizăm modernizarea tuturor străzilor din localitățile Oar și Vetiș. Tot în acest an, prin fonduri proprii, am reușit să finalizăm extinderea rețelelor de apă și canalizare, astfel încât să acoperim întreaga rețea de străzi din localitățile Oar și Vetiș. Vorbim despre 2022. 2022, desigur. În principal, străzile din cartierul nou al localității Vetiș, care au rămas ultimele. Nu s-au finalizat încă din motive independente de noi, din păcate, dar s-au demarat și niște extinderi la rețele de degaze, prin care iarăși s-ar fi ajuns și se va ajunge în această primăvară la acoperirea integrală a străzilor cu rețea de gaze în toate cele trei localitățile din comuna Vetiș. Să ne oprim puțin. A spus că nu s-a realizat din motive independente de dorința dumneavoastră. Adică despre ce este vorba? Hai să punem lucrurile pe nume. Rețeaua, extinderile de rețele de gaze au o reglementare specifică. Noi finanțăm, plătim operatorului de gaze naturale care realizează lucrarea prin contractarea cu firmă de specialitate. Acolo au intervenit niște probleme, distribuitorul de gaz n-a plătit operatorul la timp, adică firma executantă, el n-a putut să continue lucrările și din cauza asta au fost întârzieri care acum în final se lămuresc. Ideea pentru noi este că la nivelul localității Oar și Vetiș am fost foarte aproape să finalizăm acoperirea integrală a străzilor cu infrastructura de bază. Asta însemnând apă, canalizare, însemnând am avut și o extindere de rețea electrică finanțată tot de noi, rețeaua de gaze naturale, rețeaua de iluminat public modernizată integral, unde avem niște mici racordări sau extinderi pe niște capete de străzi și pe drumul careului să ne conectăm încă la o rețea existentă ca să o includem în sistemul nostru, dar practic sunt lucrări minimale. Putem spune că ajungem cu lucrările finalizate sau demarate, inclusiv cu asigurare financiară în anul trecut,
noi putem să rezolvăm întreaga infrastructură la aceste două localități. Separat de Cebal, are asigurată tot așa acoperirea cu rețea de gaze iluminat public. Acolo a fost acest proiect de apă canal Poimu Județean, care a întârziat foarte mult la nivelul întregului județ, dar care de asemenea s-a pornit în martie anul trecut. Executantul a lucrat bine, spre foarte bine, spunem noi. Până în prezent, practic a terminat aproape integral rețeaua de apă, canalizare și deci rețeaua de apă și de canalizare. Mai are de realizat niște stații de pompare la rețeaua de canalizare în această primăvară, dar practic lucrările sunt încheiate și acolo și în funcție și de alte elemente care concurează la realizarea sistemului, mă refer aici la magistrala care vine dinspre Satul Mare până la Doba, atât de apă cât și de canalizare, care se face în paralel tot aici, acest sistem va fi funcțional în acest an. Deci, s-au demarat investiții foarte mari, de foarte mare valoare și care, de fapt, ne duc într-un viitor apropiat la o finalizare completă a infrastructurii la nivelul întregii comune Vetiș, la nivelul tuturor celor trei localități. Totodată, prin CNI s-au aprobat și chiar s-a scos la licitație o sală de sport care trebuie să se termine licitația și, în mod sigur, va porni lucrarea în scurt timp. Unde va fi și o creșă care încă nu s-a licitat, dar este aprobată deja, există ordinul ministrului de aprobare. Avem un teren de peste un hectar în spatele primăriei, aici în zona centrală, și ambele obiective se realizează pe acest amplasament. Așa că în acest an o să pornească și aceste două obiective, probabil nu se vor termina în acest an, dar ele vor fi demarate ca și investiții. Adică am făcut un pas, aș spune eu, chiar istoric, în sensul că de la o infrastructură minimală care a existat acum 6-8 ani, în 2023 ar trebui să ajungem la o infrastructură aproape de 100%, mai puțin drumurile, pentru că sigur în Decebal drumuri nu s-au modernizat până în prezent, dat fiindcă s-a așteptat această lucrare de apă canal. Acolo ar urma de acum încolo, proiectele există, studiile de fezabilitate sunt făcute, ar urma demararea acestor investiții după finalizarea lucrărilor de apă canal. Toate acestea ne-au bucurat foarte mult. Mai există o altă investiție imensă care nu este a noastră, este a CNDAI-ului, este vorba de drumul expres Satul Mare, Oar și Ungaria, care ne afectează foarte mult și în sens negativ și în sens pozitiv. Adică faptul că ne ia 88 de hectare de teren arabil și se transferă în domeniul public al statului, nu bucură nici agricultorii, nu ne bucură nici pe noi. Pe de altă parte, în schimb, am reușit să determinăm proiectanții și în special investitorul să includă în proiect și să realizeze, și proiectul este aprobat deja cu această structură, să realizeze un punct de acces între localitățile Vetiș și Oar, cu două legături, una spre drumul nostru comunal între Vetiș și Oar, în dreptul Unicarnului, și o altă legătură direct la drumul Careiului, drumul internațional, național, DN19. Astfel încât lucrul acesta este important. De ce? Pentru că pe o distanță de 10 km astfel de dotări nu se fac. Adică există o normă minimă, 20-25 de km. Deci situația specială din Vetiș a impus-o oarecum. Altfel era ruptă practic comuna în două, dacă nu exista. Era ruptă comuna în două și noi nu beneficiam decât de partea. Deci aveam numai dezavantajele, da, și nu aveam niciun avantaj. În acest mod se realizează acest nod de legătură care, pe de o parte, prin cele două legături, în dreapta, în stânga, deschide câte un front de peste un kilometru jumate, atât spre drumul Careiului cât și dincolo, deschide un front care va avea caracter de drum național sau caracter de drum local, dar care deja presupune un acces direct, înseamnă că vei deschide un front larg de peste un kilometru jumate, accesibil unor dotări economice, unor investiții economice, logistice, care este foarte important, vă dați seama că să fii la 3, 4, 5 minute de o autostradă, drum expres, autostradă europeană, este din care și ea este la 2-3 km de graniță. Logistic deosebit de important. Și credem și ne așteptăm ca din punct de vedere economic această dotare să aducă mari avantaje localității Vetiș. Drumul expres, desigur, aduce mari avantaje întregii regiuni. Absolut, se cunoaște, sigur, și nu intrăm în amănunte, dar pentru noi, concret, aceasta este o dotare sau o realizare deosebit de importantă.
pentru perspectiva economică a comunei. Totodată mai realizează și un alt aspect care creează probleme până în prezent, pentru că avem o mare societate economică aici care are un centru logistic important. De la Unicam se aprovizionează, nu știu, peste 100 sau mai mult de 100 de magazine în toată zona de nord-vest a României. Asta presupune un transport permanent, zilnic, mai ales noaptea, un trafic imens de marfă. Și care până acum obligatoriu trecea prin localitatea Vetiș și ieșea pe drumul principal și pe drumul Careliului, prin zona locuită a localității Vetiș. Prin realizarea acestei intrări pe drumul expres, respectiv cu ieșire directă și spre drumul Careliului, exact. Practic vom scăpa complet de traficul de marfă din zona locuită a localității, care este un avantaj extraordinar. Ar putea fi, dacă ar fi să ne gândim, să extrapolăm puțin, ar putea fi ca un fel de centură. Atâta satului Orvar și a localității Vetiș. Deci este foarte important. Concluzionând, suntem în etapa 22 și începutul anului 23 este o etapă cu cele cele mai mari investiții din istoria Comunei Vetiș, investiții în infrastructură. Sigur, nu mai amintesc lucrări mai mici pe care noi acum le-am câștigat la sfârșitul anului. Acum am semnat două contracte prin PNRR, am mai semnat două contracte prin GAL și prin FLAC, prin asociația asta pentru pescari, pentru pescărie. Două proiecte mici, dar care sunt importante. Automatizăm sistemul de iluminat public, montăm panouri solare pe clădirile școlilor, primărie, pe căminul cultural. Pentru a realiza sau a produce energia electrică necesară consumului propriu al clădirilor. Am pornit un program de digitalizare prin PNRR, se va finanța un proiect de digitalizare a managementul digitalizat al datelor comunei, care înseamnă un ansamblu complex. Am realizat din fonduri proprii, dar care se va prelua apoi în sistemul digital, ortofotoplanul complet al comunei. Suntem în curs de finalizare a întregii înregistrări cadastrare, prima cadastrare, înregistrare gratuită finanțată de OCPI. Este o acțiune care am pornit acum 6 ani și fiecare an am reușit să câștigăm un pachet de finanțare, astfel încât în acest an suntem deja suntem ultima etapă prin care o să finalizăm întreg extravilanul, iar intravilanul este deja ortofotoplanat. În aceste condiții am demarat și planul urbanistic general, actualizarea acestui plan urbanistic general, pentru că cel vechi este mult, mult depășit și creează mari probleme în tot ce se dorește a se extinde și din punct de vedere urbanistic a se face în Vetiș. Acestea sunt lucrurile frumoase. Am fost și de celelalte? Am spus că parcă suntem, să parafrazez pe titlul renumitului roman Agonie și extaz al lui Rolling Stone. Suntem în agonie și extaz. Suntem în extaz pentru că suntem în culmea dezvoltării și a realizării infrastructurii spectaculoase chiar a zonei, a regiunii, nu numai prin efortul nostru, prin efortul guvernului, prin eforturile noastre, dar se întâmplă la noi acest lucru. Pe de altă parte, am primit o palmă extraordinară de la care încă nu ne-am dezmeticit, pentru că a apărut o lege, s-a aprobat o lege motivată într-un fel, dar prost gândită. Nu motivația e proastă, ci modul în care s-a realizat, foarte, foarte irresponsabil, a spune eu, prin care s-a modificat codul fiscal și au introdus niște scutiri de la plata impozitelor pe venit la anumite categorii de angajați. Știm de IT-ști, nu știu de ce nu trebuie să plătească impozit, știm și de constructori că nici ei nu trebuie să plătească impozit. Câștigă puțin IT-ști, de aceea nu trebuie să plătească impozit. Dar acum au introdus și pe cei din agricultură și industria alimentară să nu mai plătească impozit. Deci nevoia de a le da, de a le asigura un venit mai mare, este sigur că da, este salutară. Problema e că creează o disfuncționalitate majoră, adică sunt cel puțin două aspecte mari. Prima ne interesează mai puțin decât principial, însă partea a doua ne atinge foarte dur. Prima este că părerea mea și părerea multora, inclusiv a Consiliului Fiscal din București, care a avizat negativ acest proiect de lege, este că nu poți crea un sistem diferențiat de impozitare la cetățeni.
Impozitul pe venit este unul general valabil, toți trebuie să plătească la fel. Categoriile de angajați, adică categoriile de venituri care se realizează sub diferite forme, sunt veniturile angajaților, sunt veniturile independenților și așa mai departe. Fiecare are un mod de a se impozita, acela trebuie să fie unic valabil. Nu poți lua pe vecinul meu de vis-a-vis că lucrează la o firmă și nu plătește impozit și vecinul de celălalt lucrează la altă firmă plătește impozit. E o greșeală mare. Și se perpetuează. Au pornit cu IT-știi care erau cel mai puțin îndreptățiți să mai fie scutiți și nici în străinătate nu câștigă mai bine decât aici sau câștigă cât în străinătate lucrând acasă și așa mai departe. Pe urmă, constructorii, a existat o motivație ca să rămână constructorii aici, dar a creat complicații enorme în tot sistemul de lucrări de construcții, deci trebuiau găsite și acolo alte soluții, iar mai apoi ai venit acum și în mijlocul anului ai dat peste cap codul fiscal cu aceasta. Impactul, cealaltă problemă care în schimb ne atinge și care este iarăși o mare, mare greșeală și o irresponsabilitate, m-am curajul să spun, a guvernanților, parlament, guvern, este că impozitele pe venit sunt impozite ale statului, dar ele, de fapt, 100% se reîntorc la administrațiile locale. 65% sau 63% acum la autoritățile locale, unde se creează acest impozit, și restul la județ, unde se adună din toate localitățile județului acest impozit. Sistemul funcționează foarte bine, Ministerul Finanțelor are pe fiecare punct de lucru, pe fiecare întreprindere are localizarea, vede de unde intră impozitele pe venit, le repartizează printr-un program pe autoritățile locale, procentual frumos și în fiecare zi, fiecare lună, în data de 8-a lunii, conform legii, acești bani intră. Și este un venit sigur și foarte bun. Nu toți au aceleași avantaje din acest sistem. Corect, așa este. Vetișul s-a spus că e cea mai bogată comună, nu e cea mai bogată, dar are cel mai mare buget din această sursă, e adevărat. Pentru că există acest unicam și mai există și alte întreprinderi, numărul angajaților la nivel de comună undeva s-a situat la vreo 3.000 de oameni și impozitul sigur că ne-a dus un venit substanțial. De aceea am putut să ajungem astăzi în 2022-2023 să vă spun despre acele realizări în ansamblu care au adus Vetișul la nivelul de infrastructură ridicat spre foarte bun și spre finalizarea integrală în ultimii ani. Pentru că am avut resurse. Am prins o perioadă când n-am mai prea putut accesa bani europeni pe investiții de infrastructură pentru că se terminase acel ciclu de finanțare exact. 2014-2020 și încă nu începuse ciclul 2020-2028. Acum începe, acum se discută subiectul. Am avut un program, o finanțare pe apă canal la Fondul de Mediu care s-a abandonat pe parcurs și trebuia să-l răscolești din cenușă și să-l reactivezi ca să poată fi realizat, finalizat. Din aia motive, nu comentez. Drumuri asfaltate, străzi asfaltate deloc, drumul de legătură la OAR deloc, enorm de multe probleme care toate au putut fi realizate în principal din aceste resurse mari pe care le-a avut Vetișul. Inclusiv ne-am putut permite să luăm și un credit substanțial ca să putem avansa cu aceste lucruri. Bazându-vă pe aceste resurse. Și foarte bine am făcut pentru că acum e adevărat, plătim dobânzi destul de mari, au crescut dobânzile, s-au dublat față de cum am avut noi inițial contractul, dar și cu aceste dobânzi mari încă am reușit să realizăm la prețuri mult mai mici investițiile decât dacă am fi așteptat până acum cu ele și au trecut 3-4 ani când ne-am și folosit de investițiile respective. Deci această acțiune a fost una foarte reușită și este reușită, doar că acum trebuie să plătim aceste credite, intrăm în rambursări. Avem cam o treime din banii disponibili, potențial disponibili pentru investiții, se duc pe acest credit. Ori eu nu mai am bani de investiții deloc. Din cauza acestui... Din cauza acestei reduceri imense a veniturilor la buget. Noi avem peste 60%, aproape 60% din venitul propriu, ni s-a eliminat prin această lege. Din momentul acesta, noi suntem la subsistență, adică avem deocamdată în buget, avem un minus pe care, pentru cheltuieli de funcționare de zero investiții din venituri proprii și tot avem un minus pe care încă nu știm cum o să-l acoperim la cheltuieli de funcționare, incluzând și rambursările de credit. Deci, în marele entuziasm cu marile realizări și cu marile investiții, pe de altă parte, suntem într-o incapacitate de plată, aproape nimic nu ne mai permitem să finanțăm și avem o mare problemă, pentru că
pornesc niște lucrări, pornesc niște investiții sau finanțări și în PNRR mai sunt două, trei domenii în care dorim să accesăm niște bani. Chiar ieri am fost la Consiliul Județean unde cei de la ADR Nord-Vest au venit și ne-au prezentat pe domeniul rural ce finanțări vor fi. Se va acționa repede în acest an, încă în primăvară ar dori să scoată ghidurile la finanțare. Cer proiecte mature repede, adică trebuie să ai studii de fezabilitate, trebuie să ai lucrări bine puse la punct ca să poți să accesezi repede. E bine pentru că nu se va aștepta pe ultimul moment, cum se întâmplă acum. Dar mă întreb eu, cum să demarez acum un studiu de fezabilitate repede pe un domeniu pe care pot să-l accesez și avem nevoie, de exemplu, de extindere de clădire școală, pe care noi nu-l putem face, putem să-l accesăm din fonduri structurale, dar acum mă gândesc că nu avem deocamdată bani necesari să dăm drumul la un proiect de exact. Studiu de fezabilitate. Deci e incredibil să știi că ai avut milioane de lei anul trecut, acum 2 ani, acum 3 ani pentru dezvoltare și ți-ai permis să gândești strategic și să realizezi ce ai gândit strategic și să ajungi în situație în care să nu poți să realiza un studiu de fezabilitate pentru acces la bani europeni. Și să nu fii sigur că în lunile următoare o să ai bani să plătești salariile și alte cheltuieli obligatorii pe care le ai la cheltuielile de funcționare. Deci e o problemă pe care în momentul de față nimeni nu știe cum să o trateze. Această discuție, inclusiv exemplul Comunei Vetiș, a ajuns și la nivel de discuție în coaliție, la nivel înalt al coaliției când s-a pus bugetul pe masă, n-au avut soluții, au spus da, o amânăm, o vedem, o știm. Sigur, exemplul nostru este unul ieșit din comun. Nu toți sunt afectați. Cred că e cel mai elocvent. La nivel de județ, sigur. Și la nivel de țară, printre cele mai relevante din acest punct de vedere. Și când sunt puțini și sunt mici, nici impactul la nivelul guvernului nu este mare. Să se descurce că nu o să moară țara din cauza lor, sigur că da. Pe noi asta nu ne bucură și nu ne satisface. Nu știm. Eu cred și sper că undeva în semestrul 2 al anului, când se va rectifica bugetul, când nerealizările la aceste încasări se vor materializa. Pentru că eu am înaintat adresa la Ministerul Finanțelor și am atras aspectul. Mi-ați dat un plan imens și noi știm că din ianuarie nu mai încasăm. Și voi ați dat un plan bazat pe încasările de anul trecut. E o diferență de peste 5 milioane de lei între planul pe care mi l-a solicitat să-l bag în buget Ministerul Finanțelor și realizările efective, pe care îl port cu mine așa. Avem un buget absolut cel mai dezechilibrat, cred, din toată țara, pentru că mă obligă Ministerul să bag cifrele lui de plan și eu trebuie să lucrez la realizări cu cifrele mele, că nu pot să mă angajez la cheltuieli care știu că nu le voi putea realiza. Deci și din acest punct de vedere suntem distorsionați. Am înaintat adresa la Ministerul Finanțelor, răspunsul a fost unul simplu. Păi o să vedem în funcție de cum se vor realiza încasările, pe care eu le știu că nu se realizează. Absolut. Deci nu trebuie să aștept eu un jumătate de an să le văd. În funcție de asta se va analiza ce și cum se va face și așa mai departe. Deci vom și va. Un lucru e sigur că până la o eventuală rectificare și până la o acumulare de rezultate negative la noi pe această direcție nu se va întâmpla nimic, ori asta pe noi ne costă pentru că trece timpul și s-ar putea ca să intrăm în incapacitate de plată până Ministerul Finanțelor se va sesiza că sunt probleme în anumite locuri, sunt probleme majore. Mai sperăm că se vor trezi consiliile județene, pentru că dacă la nivel de localități, marea majoritate a localităților nu resimte acest lucru, sau marile orașe nu resimte acest lucru, că marile orașe nu din industria alimentară și din agricultură încasează sumele acestea, ci din alte industrie și activități economice, deci ei nu. Dar consiliile județene cumulează tot ce se întâmplă pe raza județului și acolo acest 35% din totalul de neîncasări se va acumula și va reprezenta niște sume totuși, mai mici, mai mari, dar cam mari la toate județele și cu sprijinul ei, în primul rând, probabil vor sesiza guvernul și vor spune că trebuie făcut ceva, pentru că nu poți da într-un taler al balanței, tu dai, pentru că este impozitul statului și tu lași din impozitul statului oricât și oricum în funcție de niște proiecte sau propuneri populiste ale unor parlamentari. Pe de altă parte, tu nu te uiți că acești bani iei de dincolo. Nu se poate. Așa când este. Te atingi de buget, e o regulă generală. Când te atingi de un buget,
peste tot și, și la noi se spune, băi, nu veniți cu modificări la proiectul nostru de buget național decât dacă stabiliți și sursele. Că asta toată lumea vine că unde să mai băgăm bani. Luăm sursele astea de la voi și, adică dăm acolo să nu mai plătească, dar nu ne uităm că de fapt luăm surse de la voi. Nu se poate. Acest lucru creează un dezechilibru mare care aici, pe acolo și în timp se răzbună. Practic dumneavoastră, în momentul de față, dacă am înțeles eu bine, în momentul de față dumneavoastră sunteți blocați în ceea ce privește investițiile. Practic, complet, da. În afară de două, trei lucrări mici pe care le câștigăm din bani europeni și care iară vor crea probleme că trebuie să plătim în avans și să recuperăm banii la 2, 3, la 4 luni, deci și asta va crea o problemă, dar hai că deocamdată zicem că o să o trecem, dar avem probleme la Anghersa Linii, o să semnăm contractul, asta vreau să spun. Lansăm Anghersa Linii, dar proiectul meu, contractul meu și devizele care s-au înaintat acolo la valorile de acum un an și deja sunt depășite cu 20, 30 până la 40%, care nu sunt prinse în programul Anghersa Linii, pentru că acolo s-au stabilit niște limite de finanțare în baza devizilor generale și a proiectelor depuse la anul trecut, în vară. Și acelea va trebui, acelea trebuie plătite de noi. Și atunci deja ne gândim, chiar dacă o să avem contractul de finanțare în mână, cum o să demarăm lucrările și cum o să le și continuăm și în timp, ca să constructorul, cum o să se angajeze la face lucrări la care eu nu pot să-i garantez plata integrală a facturilor. Și mai vine pe lângă faptul că sunteți blocat din punct de vedere al desfășurării efective a unor lucrări, a unor investiții. Mai vine și partea a doua. Noi avem buget suficient, nu puteți nici scrie sau demara alte proiecte. Păi putem scrie, putem demara, dar nu pot trece. Da. Acolo sunt niște finanțări pe care trebuie făcute de la bugetul local. În momentul de față trebuie să facem două studii de fezabilitate care ne lipsesc pentru eventual o accesare de finanțare prin fonduri structurale din cele care s-au prezentat ieri și care se preconizează că o să fie. Și eu astăzi, ieri și astăzi, mă gândesc la cum să demarăm, efectiv, ce să fac și cum să demarăm, pentru că nici n-am putut prinde în bugetul pe acest an sume pentru așa ceva. Poate prindem, poate dăm drumul într-o variantă sau alta, dar încă nu vedem cum vom acoperi costurile. Deci, din marele extaz am ajuns în agonie. Mare agonie. Din păcate. Și plus că a spus dumneavoastră mai devreme că încă sunteți un minus și la nivelul, la capitolul funcționare. Sigur că da. Și acolo sunt probleme. O să fie, o să fie. Cum este? Am redus absolut toate cheltuielile. Nu mai întreținem zonele verzi. Am făcut parcuri frumoase aici. Au costat, nu realizarea neapărat a lor, ci întreținerea ca să fie tot timpul frumos. Pentru asta ai nevoie de specialiști, ai plătit, să fie. Am susținut, vedeți, un lucru extraordinar de grav. Mă doare sufletul și am avut o discuție cu cei trei reprezentanți susținători ai echipelor de fotbal și n-am reușit să terminăm discuția, pur și simplu, pentru că nu aveam soluții, nici ei, nici noi. Exact. Anul trecut a fost mare eveniment că au câștigat cei din Vetiș, au câștigat echipa de tinerit, a câștigat campionatul național la sub 19 ani, la echipa de tineret. Din Vetiș. S-a luptat cu echipe din marile orașe. A fost o surpriză plăcută și pentru noi. Acum se desfințează. Pentru că noi neputând da niciun ban, ei neputând susține numai din resursele lor proprii echipa, se opresc, ies din campionat. La fel face și Oarul, la fel face și Decebal. Au avut trei echipe în campionatul județean, toți trei se vor retrage din campionat. Are implicații enorm de mari la nivelul acesta al fotbalului local. Ne vorbim de o echipă care are deja un renume, totuși. Campionat național la tineret. Și nu se pot susține. Am oprit activități culturale. Avem două formații de dans, una la Decebal, una la OAR și care până acum practic au fost susținuți de noi. Au fost plătiți instructori, a fost o activitate culturală importantă, relevantă pentru cele două localități. Nu putem să-i susținem pentru că am redus absolut toate cheltuielile de orice fel care pot fi reduse. Pentru că nu o să ai bani, nu că reduci cheltuielile ca să dai în altă parte, pur și simplu pentru că nu o să ai bani în cont și chiar dacă vrem noi să-i susținem și îi băgăm în buget, tot nu o să putem transfera bani pentru ei. Deci impactul este nu numai că ne plângem că nu putem face nu știu ce proiecte, că toată lumea la asta se gândește primul aspect. Avem probleme de funcționare zilnice, curente o să avem, încă în primele 2-3 luni, acum nu, în primul trimestru nu. Că mai merge din inerția de anul trecut. Mai avem încasări de anul trecut și mai avem încasările destul de mari acum la început de an, vin încasări din impozite, taxele locale.
că așa se întâmplă, până martie vine lumea și plătește în avans, și totdeauna aici crește. Dar în vară, când nu mai ai încasări din impozitele locale, când nu ai încasări nici de acolo și când cheltuielile sunt maxime, atunci o să avem goluri mari, foarte mari. Și nici soluții de la guvern nu o să avem până în mijlocul verii, poate undeva în toamnă, sperăm acum, dar după cum se controlează lucrurile și evoluția bugetului, nu știu dacă și în ce condiții va putea gândi suplimentare de finanțări către administrația locală, guvernul, dintotdeauna. Care spuneați, va fi. Spuneați dumneavoastră că cei de la guvern, atunci când vă dădeau un plan de finanțare, un plan de plan de investiții, cifre de la capitolul. Spunea un fel următor, spuneați dumneavoastră că nu schimbați planul dacă nu aveți surse de finanțare a ceea ce schimbați, nu? Așa, dumneavoastră a spus mai devreme. Deci, sau ceva de genul acesta a spus. Păi da, nu poți introduce cheltuieli suplimentare sau reduceri de venituri fără să faci echilibrul în buget. Ei tocmai asta au făcut. Adică ei și-au încălcat propriul lor sistem. Adică ei au tăiat veniturile dumneavoastră. Problema este fără simplă. Să nimic în loc. Ce spune? Acest impozit intră la bugetul de stat, intră în cifrele bugetului de stat, dar în același timp se transferă automat la autorități locale și există acel echilibru. Așa. Dacă încasez mai puțin, transfer mai puțin. Dacă încasez mai mult, transfer mai mult. Deci nu influențează bugetul național din punct de vedere al cheltuielilor, pentru că tot ce intră din sursa asta se dă mai departe. Ei ce spun? Păi acolo eliminăm impozitul ăsta să rămână la oameni. Foarte bine. Încasăm mai puțin, distribuim mai puțin. Da. La nivelul lor nu se întâmplă nimic deosebit. Problema e că se întâmplă la nivelul nostru. Deci n-au mai gândit mai departe acest lucru. Și este din cauza asta spun că este o mare irresponsabilitate atât a celor parlamentari care au votat în masă treaba asta, din motive absolut populiste, cât și în nivelul Ministerului Finanțelor, care nu a reacționat și a spus, stați puțin, nu putem aplica orbește niște idei că, vezi, Doamne, hai să ajutăm, că să nu moară țara de foame, trebuie să susținem sectorul alimentar. Sigur că da, dar pentru asta trebuie să ai mijloace adecvate. Că dacă ia de la noi, de la administrația locală, ia resursele necesare să salveze țara de la foamete, vorba aia, ghilimele, nu? Atunci e grav. Înseamnă că n-ai o politică coerentă, nu știi ce faci, decât că guvernezi pe bază de idei, de moment. Asta se întâmplă. Astea sunt acele legi, se spunea la un moment dat, acele legi făcute pe genunchi și cu creion. Eu am văzut, când am văzut ce apare, eu imediat m-am sesizat. Alții nici acum nu știu că nu i-a interesat. Eu două zile m-am sesizat. Pe alții nu. Dar sunt și unii care au chiar industrie destul de însemnată în localitate, nu cu 2000 de angajați, cu 200, dar contează. Și nu știu, o să știe, nici nu o să știe, numai să vadă că nu intră atâția bani în cont. Dar problema e că eu m-am sesizat și am urmărit procesul legislativ al acestei legi. Și vreau să vă spun că m-a nu conținut în sine, m-a supărat, m-a deranjat enorm de mult și modul absolut superficial în care s-a lucrat. Și mă gândesc că nu-i numai la legea asta. Adică să vină doi parlamentari și să inițieze un proiect de lege, să semneze încă vreo 7 acolo pe genunchi, doi parlamentari au tabelul făcut, bătut la mașină, restul i-au prins pe coridor și au semnat manualul. Da. Și să intre în Parlament și în câteva zile să treacă prin toate comisiile și nimeni să nu se sesizeze de anumite aspecte de care... Să vină Consiliul Fiscal și să spună în 3 puncte, 3 motive serioase pentru care nu propune spre aprobare, doar că ei au caracter consultativ în toată treaba asta. Și să spună că nu se poate, din 3 motive serioase nu se recomandă aprobarea unui astfel de legi. Și să treci peste asta fără niciun pic de deranj, să vii, să te împrăști în țară a doua zi, a treia zi, a patra zi, să mergi acasă, să te lauzi peste tot. Uite ce mare avantaj am adus noi acasă de la București, nu o să mai plătiți impozit. Și când le spui că stați puțin, dar uitați ce efecte are. O să vedem. A venit ministrul agriculturii de atunci, care a demisionat de atunci, și am ridicat problema asta că și l-a lăudat cu legea. Vedeți că acum protejăm. Da, uitați, protejăm pe unii, dar ce facem cu alții? Apoi o să vorbim cu ministrul finanțelor și o să vedem, se va rezolva cumva problema. Deci astea nu sunt răspunsuri la nivel de guvern. Absolut. Nu sunt răspunsuri la nivel de guvern pentru probleme care n-au fost analizate. Și, deci orice decizie care se ia, în orice domeniu, orice idee care apare în administrație, în a legifera, în a reglementa ceva, orice idee care apare peste noapte,
bine intenționată. Orice altceva care se dorește a se face, trebuie analizată, trebuie făcut o analiză SWOT la ea în care iei situația actuală, iei situația viitoare și compar avantajele și dezavantajele situației viitoare. În mod obiectiv înșirate. Atunci când ai văzut comparația între, nu între ideea mea și situația actuală și ideea mea, nu aia trebuie să o compar, ci situația creată de implementarea ceea ce vreau, cu avantajele ei și posibilele dezavantaje pe care le generează. Și când văd aceste două lucruri, atunci văd cât de bună e ideea mea pe care am implementat-o sau vreau să o implementez, sau văd acele măsuri pe care trebuie să le mai iau în paralel ca să reduc impactul negativ al ideii care are și elemente pozitive. Acest lucru, dacă nu se face, și din păcate nu se face, în majoritatea situațiilor, atunci ai șansa să scoți o lege bună sau să reglementezi sau să creezi un sistem mai bun. Altfel, te joci cu întâmplările. Ori în administrație deja suntem prea sătui de întâmplări, pentru că la nivel de minister, la nivel de mari agenții, se poate gândi orice. Zici că ai și specialiști care scot acolo niște texte de te zăpăcești la cap, dar noi suntem ăia ultimii pe lanțul ăsta al executivului. Și nu numai pe un domeniu, ci suntem pe toate domeniile de specialitate în care sunt în administrație în țară. Cei de la învățământ, cei din sănătate, cei din ordinea publică, cei din sanitar-veterinar, cei din protecția mediului, cei din direcția muncii, cei din domeniul social, fiecare are sfelia lui, largă, mai stufoasă sau mai puțin stufoasă, cu care se ocupă. Noi suntem aplicanții la toate aceste domeniile. Deci eu trebuie să am un evantai întreg, am un circuit, am un cerc mare cu 20 de felii diferite la care eu, administrația locală, trebuie să fac față și să știu reglementările, să aplic reglementările, pe când celelalte instituții sau agenții ale statului, fiecare referirea lui. Da. E foarte greu. E foarte greu. Și asta nu se vrea să înțelege. Noi când mergem la o ședință, avem 2-3 directori în față, la prefectură, unul de la protecția mediului, altul de la poliția animalelor cu câinii, altul de la nu știu mai cine, și toată lumea ne explică și ne spune și ne atrage atenția asupra obligațiilor pe care le avem și cum trebuie și de ce nu-i bine și să facem și să fie bine. Dar nu spune nimeni cum. Nu spune nimeni cum. Toți îți spun asta e legea. Bă, aplicați-o, că este lege. Dar nimeni nu ține cont de faptul că noi trebuie să facem față la mult prea multe lucruri și atunci și reglementările trebuie să fie clare, trebuie să fie aplicabile. Există reglementări care nu sunt aplicabile. Câinii comunitari, nu intru în detaliu că e o poveste lungă. Vreau să spun clar de pe acum, la oricine, inclusiv la cei de la Poliția Animalelor, la opinia publică, la presă, la cine vrea, reglementarea actuală a câinilor comunitari nu este aplicabilă în România. Nu fugiți la primar și să îi trageți la răspundere că există o lege care spune că el trebuia, nu știu, cu 60 de zile, cu 7 ani să facă deja servicii. Nu funcționează. De ce? Nu intru în detalii, putem să intrăm în detalii la o altă discuție. Deci, vedeți ce se întâmplă în toată țara. Nicăieri nu-i rezolvată problema. De ce? Că peste tot sunt proști primari și puturoși și nu interesează. Nu, pentru că sunt reglementări care nu pot fi aplicate. Și nu vrea nimeni să înțeleagă acest lucru la nivel superior, nu vrea să înțeleagă nici societatea civilă care se ocupă de animale, că reglementările actuale nu sunt aplicabile. Haideți la o masă, gândiți foarte repede o lege și prevederi care pot fi aplicabile. Nu se face. Dar avem probleme, de exemplu, cu tarifare la, ca să vorbesc, că ieri am aprobat prin hotărâre de Consiliu tarifare la salubrizare. Au ieșit niște reglementări de să moară mintea. Nimeni în țara asta nu este capabilă să tarifeze astăzi corect în baza celor reglementări salubrizarea. Te miri, întrebi, s-au ajuns cu întrebările până la șefii de la NRSC care au semnat acest ordin și care dau din numeri. Pe cum adică? Ei au semnat și ei dau din numeri. Nu intru în detalii, așa se întâmplă. Deci, e un domeniu foarte greu. Trebuie reglementări pentru că există o relație permanentă cu Uniunea Europeană pe tema asta, așa mai departe. Eu știu că e greu. Măi, dar nu se poate ca în atâția ani să nu se facă niște reglementări clare. Dacă va avea cineva curiozitatea să intre și să încerce să facă o tarifare pe serviciul de salubrizare în baza ordinului 640 din 2022 a NRSC-ului, se va ține de cap, nu o să reușească să citească, nu să-l înțeleagă, nici să-l citească. Iar noi trebuie să-l aplicăm. Și aș putea continua încă cu exemple de acest gen. Deci,
ar trebui să existe o mult, mult mai mare atenție și o mult mai mare coerență la nivelul legiuitorului, atât la nivel de guvern, că și parlamentarii mai vin cu proiecte de lege, mai vine guvernul, bineînțeles, cu proiecte de lege, proiecte de ordonanță, cu reglementări la nivelul agențiilor, cu proiecte de hotărâri la nivelul ministerilor. Ar trebui o mult, mult mai mare coerență și o mult mai mare atenție la aplicabilitatea tot ce facem. Eu cred, mă scuzați că vă întrerup, eu cred că acest lucru se întâmplă și datorită faptului că acei care, cum să le spun, care inventează aceste legi, aceste prevederi legale sau fie ele cum or fi ele, cred că nu au experiență. Adică sunt fel convins există, că există, da. Dacă ar fi fost cineva care ar fi avut măcar două mandate de primar, ar fi văzut aceste inadvertențe în ceea ce probabil, deci dar eu fiind se simte, eu care da. N-am fost acolo, care n-am lucrat niciodată în administrație, să mă duc să elaborez eu acum niște legi care afectează administrația locală, vă dați seama că am șanse foarte mari să o iau pe multe, pe foarte multe legi, reglementări de acest gen, sau să fie doar hotărâri de guvern, norme, metodologie și așa mai departe, se simte, poate greșim, poate mai mult sau mai puțin, dar se simte de multe ori formularea și gândirea absolut teoretică a unora care sunt pregătiți. Sunt pregătiți. Poate au pregătire la universitate din străinătate, dar scuză-mă, vii tu cu o universitate din străinătate în spate și te pune să faci reglementări pentru pe un domeniu special la noi, cele două lucruri nu se ating sau nu se... Trebuie să aibă și un pic de experiență. Da, trebuie experiență și trebuie corelate. Un exemplu este sistemul de legi ale achizițiilor publice. Au pus acolo o echipă mare de juriști, o firmă chiar de juriști, avocați, mă rog, care au compilat din toate limbile Uniunii Europene, au tradus toate reglementările de achiziții publice și au făcut una românească, care de 20 de ori a fost schimbat în 3 ani de atunci. La prima citire nici nu s-a putut înțelege. Nu că n-a fost bine juridic. Probabil că a fost foarte bine punctate juridic. Dar o mulțime de elemente le-au lipsit pe care nu le poți aplica sau le aplici cu atâta greutate încât a trebuit să le simplifici și să le modifici. Deci, și din păcate pe multe domenii putem aduce astfel de exemple. Așa că noi suntem acum, cum vă spuneam, la coada acestui lanț. Noi suntem cei care citim, nu înțelegem, dar trebuie să aplicăm toată complexitatea asta de legi pe toate domeniile posibile, pentru că ce nu se întâmplă la nivel local într-o administrație? Probleme de sănătate, nu. Bine, nu partea profesională a serviciului de sănătate, dar funcționarea, administrarea sănătății în mare parte este în mâinile tale, mai ales la orașe și la județe care au spitale și așa. Pe domeniul învățământului, de asemenea, ai foarte multe, iar nu pe linia profesională, ci pe linia administrării învățământului. Pe linia socială ai foarte multe, chiar dacă există instituții specializate ale statului, tu ai, tot timpul ai deschise alte și alte obligații sau nevoi de a interveni sau de a susține instituții de prestări sociale. Pe probleme de urbanism nu mai vorbesc, pe probleme de cadastru de asemenea, pe probleme de dezvoltare infrastructură, care înseamnă apă, canal, înseamnă salubrizare, servicii diferite, total diferite, salubrizarea, electricitate, iluminat, gaze naturale, probleme de energetică, drumuri, întreținere, drumuri, construcții de drumuri, probleme de agricultură, mai ales la nivel rural, de exemplu, câte, nu mai știu acum să le înșir pe toate, până la protecția sau gestionarea câinilor fără stăpân, probleme mai apoi de gestiunea patrimoniului, de inventariere, gestionarea patrimoniului, care e un capitol destul de complicat și aparte, ne vorbim de aspectele financiare, bugetare pe care trebuie să le gestionezi. Deci, și aspecte culturale, nu mai spun, aspecte sportive și problemele de mediu, nu mai spun. Deci, câte și câte sunt care toate vin și se sparg în capul tău, pentru că fiecare are o instituție specializată a statului în spate și el vine pe linia ierarhică și ajunge la tine. Când ceva se întâmplă sau nu se întâmplă bine la nivel de localitate sau regiune, zonă, județ, vine instituția statului și merge până la primărie să vadă ce a făcut sau ce n-a făcut sau de ce nu a făcut treaba și te amenință. Deci de aici încolo este o ruptură foarte mare între capacitățile și problemele noastre și expectativa centrală care creează sistemul, dar pe urmă are expectative deosebit de mari care sunt irealizabile la nivel local. Și se mai întâmplă un lucru, spunea dumneavoastră, de acele evantai care se adună în punctul central, care este primăria. Problema este că de la primărie
să zic că e un alt evantai, care e populația, care e tot la dumneavoastră. De asta n-am mai vorbit. Da, și vin fiecare cu și tot populația felul. N-are cum să înțeleagă toate astea, că nu, da. Nu stă să te asculte pe tine ca și acum, că vezi că vă spun eu cum e și ascultați-mă și mergeți acasă liniștiți. Populația vrea să vadă efectiv. Are o problemă care trebuie să o rezolvă. Da, sigur. Da, nu, e greu să-i spui unui om, hai să spunem, care nu... Și aici mai apare o altă problemă și o greșeală, care deja este umană, ca să zic așa, dar generată de politic, apare și populismul local. Absolut. Pentru că eu îmi permit să nu mai fiu populist, dar mulți nu-și permit pentru că sunt tineri, vor mandate, politica îi împinge într-o direcție, i-a format într-o anumită direcție, nu spun asta cu rea intenție, pur și simplu așa funcționează politicul. Corect, așa este. Și atunci nu poți fi foarte sincer și foarte corect nici în relația cu cetățenii din motive de... De comunicare politică, să zic, sau electorală cu cetățenii. Și totuși, în situația în care sunteți dumneavoastră acum, că e o situație, din ce îmi dau eu seama, nu delicată, foarte delicată, ce se va întâmpla în 2023? Ce veți face nu în 2023? Știu. Nu știu, în momentul de față nu știu. Eu am o speranță că în a doua jumătate a anului toate aceste disfuncționalități care se vor crea vor genera o atitudine și o soluție din partea guvernului. Noi nu mai putem aduna bani mai mulți și așa cresc taxele, nu cu mult, că taxele nu sunt mari, oricât ar plânge lumea. O casă nouă, modernă, mare, de 200 de metri pătrați plătește 200-300 de lei pe an impozit. Da. Hai să fim serioși. Clar, și să plânge lumea de taxe și impozite. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dar poate să crească anul viitor, vor crește cu gradul de inflație de vreo 19-20% și atunci se va simți puțin, dar nu mult. În schimb, alte surse noi nu avem. Sursele noastre principale, la fiecare comunitate, suplimentare care se pot aduce față de cele existente, pe imobile, pe terenuri și pe câteva chestii de astea, sunt cele care vin din economie. Adică, dacă ai activitate economică, se dezvoltă activitatea economică în teritoriul tău, atunci ar trebui să se aducă taxe suplimentare. Prin eventual, prin niște construcții suplimentare mari sau prin impozitul pe venit care îți venea. Uite, dacă impozitul pe venit ți-l ia, ce altă sursă să mi-o completeze? Nu există. Nu există. Ei, dacă nu există altă sursă, trebuie să vină guvernul să te ajute. Dacă ei ne-au luat această sursă, ei trebuie să vină să ne ajute. Măcar nu la nivelul la care am fi încasat. Ca să am eu bani mai mulți de dezvoltare față de alții care nu au niciodată atâta bani. Și nu s-au dezvoltat așa. Zice guvernul, mai stai și tu liniștit. Ok, de acord. Dar măcar la nivelul cheltuielilor pe care le am, la care m-am angajat și pe care trebuie să le finalizez, măcar la nivelul ăla trebuie să mă ajute. Eu în asta sper și până atunci așteptăm cu mare veselie. Vine primăvara și o să ieșim să greblăm iarba, să tundem iarba. Anul trecut ne-am luat utilaje de întreținut iarba pentru că am avut încă niște bănuți la sfârșit de an și am zis nu-i păstrăm pe anul ăsta, hai să luăm tot ce putem lua acum, să ne pregătim, să putem noi să ne autogestionăm mai eficient ca să nu distrugem ce am construit până acum. Lucruri mărunte care se pot face, dar care nu ne scot din impas. Va fi foarte dificil, cum am spus și mai devreme, nu numai că vă blochează oarecum activitatea, ci și posibilitatea de a accesa alte fonduri vă sunt blocate. Deci toată strategia noastră pe care am dus-o cu succes de câțiva ani înainte și care, odată sigur, la modul ideal, hai, de ce nu, strategiile le faci prima dată la modul ideal și după aia le adaptezi puțin la realitate, desigur. Dar la modul ideal, ideea era că undeva pe la sfârșitul mandatului acesta, infrastructura localității Oar și Vetiș va fi realizată 100% și apa, canalizarea și restul utilităților în Decebal vor fi realizate 100%, acest lucru să-și îndeplinește și rămân străzile care într-un an, doi în Decebal se vor putea face, fie accesând bani, fie din bugetul local. Față de această variantă, ne-am trezit că nici infrastructura de bază din Vetișoara nu se va putea termina până la sfârșitul mandatului, de străzile din Decebal încă nu avem idee, mai ales că pe modernizare de străzi în zona rurală nu se pot accesa finanțări europene. Deci au scos acest capitol din fondurile structurale care se lansează acum, nici în PNRR. Singura Anghelsa Linita care are deja problemele ei, fie de nevoia de cofinanțare foarte mare a cheltuielilor suplimentare, fie pe motiv că se va întinde finanțarea prin Anghelsa Linita pe mulți ani și nici pe departe nu va asigura finanțare la ritmul la care ne-am fi dorit. Deci am dat peste cap o strategie și un program de dezvoltare bine gândit și efectiv realizabil.
Dacă e să-l amânăm un pic și să-l lungim, nu e o tragedie, pentru că, vezi, Doamne, acum alții n-au putut nici atât, am putut mai mult, foarte bine, nu mergem în ritmul în care am fost, mai obosim la dar să te tai de tot și să nu poți gândi nimic pe perspectiva imediat următoare, este prea dură treaba. E prea din dopor. Domn primar, eu vă doresc din tot sufletul ca aceste... cum să le spun, disfuncționalități, aș putea să le spun într-un mod plăcut, să fie făcute funcționale, adică să se găsească modalități de a compensa acele pierderi, că până la urmă cam despre asta ar fi vorba. Eu, pentru dumneavoastră, eu știu că aveți administrația, se spunea dumneavoastră și în perioada când dumneavoastră erați la primăria Satu Mare, că aveți administrația locală la degetul mic și din ce îmi dau eu seama, lumea avea dreptate, că nu, lumea vedea ce se întâmplă și sunt foarte convins că și aici la Vetici o să găsiți soluții pentru ceea ce ar trebui în mod normal să urmeze. Soluții totdeauna au fost. Niciodată n-am rămas noi fără soluții, numai că nu totdeauna soluțiile sunt și cele bune. Sau cele mai bune. Eu vă doresc succes în tot ceea ce veți întreprinde din acest moment. Sunt convins că cumva lucrurile se vor remedia, se vor așeza. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți. Vă mulțumim și pentru că ne-a fost gazda astăzi. Am putut discuta degajat despre agonie și despre extaz sau invers. Și să ne vedem sănătoși și cu bucurie de fiecare dată de cât avem ocazia. Mulțumesc că ați fost prezenți aici la Vetiș. Vă interesează soarta comunei Vetiș și vă doresc și dumneavoastră mult succes. Toate cele bune vă doresc, domn primar. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Sunt Florin Dura și vă aștept săptămâna viitoare cu o nouă emisiune. Toate cele bune, la revedere!